Proiectul ăsta, în care suntem uleiuri presate la rece, tradiție din Lima Transilvanie, este un proiect care a venit firesc și care a venit firesc în contextul în care noi oricum valorificam și ne-am propus încă de la început să valorificăm sămânța locală și nu doar să fim un furnizor de materie primă și inputuri pentru procesatorii din străinătate. Deci ne-am asumat rolul ăsta ca ceea ce vrem să facem să fie un produs autentic românesc și să nu facem rabat la calitate. Ne-am poziționat într-adevăr pe o nișă de produse de calitate superioară la pachet cu prețurile și costurile care vin, dar cred că cei care ne consumă aleg dincolo de produsul în sine, aleg și povestea noastră și autenticitatea, constanța și calitatea pe care am reușit să o punem pe mesele lor. Noi am investit în acest proiect, în această idee, nu doar timp și hârtie și logistică, ci și foarte mult suflet, pentru că este un proiect creat pentru oameni, de oameni deosebiți. Ceea ce am făcut noi la Agro Transilvania Cluster, care este unul dintre parteneri, n-a fost altceva decât de a folosi resursele pe care le avem pentru a scoate în față ceea ce se creează aici. Rurile făcute în condițiile în care sunt create aici nu sunt făcute pentru oamenii care prețul este ceea ce dictează, ci oamenii care vor să aibă o experiență gastronomică în momentul în care utilizează produsul respectiv și practic să simtă că aparțin unei zone, că aparțin unei locații. Ne bucurăm că facem parte din acest proiect. Avem un parteneriat destul de vechi, deși firma Solex este numai de 2 ani în gestionarea noastră, dar ne bucurăm de calitatea produselor care ni le oferă Luna Solal și considerăm că parteneriatul nostru va fi foarte important și pe viitor. Și felicitări pentru menținerea calității produselor, atât la produsele principale, la uleiuri, cât și la șroturi și cele secundare. Proiectul Luna Solai a depășit de mult doar partea economică, doar conceptul economic. El este și un ambasador al nostru, al cujenilor. Este un ambasador pentru că găsim produsele în multe țări din Uniunea Europeană și ați reprezentat mediul de afaceri român și în special cujan în foarte multe delegații internaționale. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrii mele Gheorghiță trecea. Zărzărea, zărzărea, zărzărică-i mândra mea, pe la poarta mândrii mele Gheorghiță trecea.